Iubiți credincioși, iată-ne din nou în joia cea mare, iată-ne din nou în fața Sfintei Cruci, iată-ne din nou la umbra Sfintei Cruci și putem să spunem că față de anul trecut ne-am mai îmbogățit cu un an, poate că unii așteptând să se rărească timpul, alții grăbindu-ne să ajungem timpul, pentru că să nu uităm, atunci când eram mici, vroiam neapărat să ne facem mari. Când aveam vreo 14-15 ani, am fi vrut să ne recomandăm că avem 18. Când avem 18, vroiam să zicem că avem vreo 20-25, după care s-a întâmplat în noi așa o mare transformare și deși făceam 30, ziceam că avem 20. Probabil că aceste lucruri sunt firești. Sunt firești în măsura în care noi le acceptăm ca firești, sunt firești ca vorbe între noi, dar astăzi iată că ne aflăm într-un loc foarte, foarte serios, la Sfânta Cruce. Chiar cu riscul de a mă repeta pentru câteva persoane care au mai fost de dimineață aici la liturghia Spălării Picioarelor, mă risc totuși să vă spun câteva lucruri. Suntem un neam prin excelență aparte. Suntem un neam prin excelență greu de a fi așezați în norme. Ieșirea la iarbă verde a fost pentru români dintotdeauna o preocupare de bază. De la un grătar pe care să pui câte ceva, până la un chef în toată puterea cuvântului, nu este decât un pas. După cum, între ridicol și extaz nu este decât un pas. Încă de la început, când am aflat că anul acesta Paștele va fi pe 5 mai, m-am gândit că undeva în săptămâna patimilor va fi 1 mai. Nu știam exact dacă e martie sau joi, că n-am făcut repede socoteala, dar știam sigur că era undeva în săptămâna patimilor. Și mi-a spus, ei bine, ce o să facem? Tot postul m-am gândit să știți că nu, n-am găsit niciun răspuns, absolut niciun răspuns. Am mai dat eu așa cu presupusul. M-am mângâiat într-o seară când am adus aminte de Părintele Dumnezeu să-L odihnească, Arhimandrit Teofil, care întrebat fiind tot așa vis-a-vis de lucruri mai lumești, la un sfârșit de conferință, la întrebarea Părinte, dacă grătarul e de post? Bineînțeles că toată lumea aproape că nu mai aștepta un răspuns. Aștepta așa, un fel de dojană de la Părinte, ce tatăl grătarul e de post. Opa, bineînțeles că s-a făcut liniște. Zice, da, e de fier, să știți. Acum contează ce punem pe el. Foarte mult contează ce punem pe el. Pentru că, într-adevăr, putem să punem și legume și este de post, dar putem să punem și carne și este de post, și putem să punem și mici și înseamnă că e 1 mai. Problema este următoarea. Ce atitudine avem noi, cei care suntem aici, în biserică, față de cei care, iată că acum sunt în dureri de cap cu parte dintre frații noștri pe care trebuie să iubim așa cum sunt, ce atitudine trebuie să avem noi? Exact ce ne-a zis Mântuitorul. Când vorbea cu Tatăl, Mântuitorul a zis clar, Părinte, nu pentru lume mă rog, ci pentru cei pe care mi-ai ales din lume. Pentru aceștia mă rog. Fraților, credeți că biserica și-a propus să facă atâtea lăcașe de cult câte să încapă toată populația unui oraș sau unei țări, vă amăgiți. Vedeți aici, nici măcar nu suntem 60 de oameni. Cred că pe 20 de metri pătrați la Vama Veche sunt mai mulți decât suntem aici. Dar nu trebuie să ne plângem, Doamne ferește. Suntem realiști. Aici avem mărturia adevărului. Este Mântuitorul pe cruce. Acum să știți că noi avem așa o anumită destindere pentru că știm că peste 3 zile va învia. Dar lucrurile sunt foarte serioase. Și sunt serioase exact așa cum vi le spun eu. Chiar îmi aduc aminte de Constantin Noica, spunea dacă despre un lucru nu se spune glumind, înseamnă că lucrul ăla nu e serios. Și vă pot spune că grija noastră nu este pentru ce au făcut alții. Grija noastră este pentru ce am făcut noi și ceea ce vom face noi de acum înainte.
Am auzit bunăoară că într-un anumit loc, nu dau nume ca să nu mă ia Sfântul Sinod pe urmă, undeva pe la Iași s-a interzis grătarul. Păi fraților, dar noi nu suntem fundamentaliști. Dacă ar fi vrut Dumnezeu, v-am spus și dimineața și îmi place să o repet, ar fi dat o ploaie de stingea toate focurile după fața pământului. Chiar așa credeți că Dumnezeu ne-a dat această vreme frumoasă să stăm noi cu pistolul la urechea cuiva ca să nu facă grătar? Nu, fraților, nu. Ne-a dat Dumnezeu această vreme frumoasă ca să ne bucurăm și să ne încerce, să vadă ce e de capul nostru. Ca unui copil căruia i-am dat toate jucăriile pe fața pământului, să vedem până unde va mai cere el jucării. Să știți că se cunoaște despre bărbații care n-au avut jucării când erau mici, toată viața o să-și facă jucării. E bine, cred că dacă ar fi avut jucării când erau mici, cu siguranță că n-ar mai fi căutat toată viața să-și facă aceste jucării. Așa se întâmplă și cu noi. Credeți că Dumnezeu nu ne-a văzut pe fiecare dintre noi ce atitudine am avut? Știți ce atitudine a văzut Dumnezeu mai cu seamă la cei care suntem aici de față? N-a văzut că n-am ieșit pe la grătare. Nu, dar nici nu l-a interesat pe Dumnezeu asta. N-a văzut altceva decât ochii și gândul bun sau rău cu care ne-am uitat la ceilalți. Să nu credeți că Dumnezeu acum ne-a încercat și ne-a împărțit în două. Cei din Vama Veche și cei din oraș, sau invers, de la nord la sud, cei din Mamaia cu imnele lor și noi cei după la biserici. Nu, fraților. Dar Dumnezeu plouă și peste cei buni și peste cei răi. Trimite ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Și ar fi păcat și noi am fi nedrepți dacă nu am face și noi ca Dumnezeu. Cum să dăm noi ploaie peste ei? Spuneam și astăzi că la spălarea picioarelor Mântuitorul nu învață să ne îngăduim unii pe alții. Nu așteaptă Mântuitorul neapărat să ne așezăm ștergarul de brăcinar și să începem să spălăm picioarele unuia și altuia. Nu asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Așteaptă, așa cum am mai spus, să spălăm greșelile celorlalți, să spălăm imaginea celorlalți, fără însă să arătăm, după ce l-am spălat pe cineva, că a fost vreodată ud sau murdar. Asta vrea Dumnezeu să vadă la noi. Să vadă cât suntem de necârcotași, să vadă cât suntem de bucuroși că Dumnezeu i-a lăsat pe unii să se bucure într-un fel și pe noi ne-a lăsat să ne bucurăm duhovnicește în alt fel. Credeți că Dumnezeu ar fi fost mulțumit ca toți să stăm numai cu capul în nisip? Nu, fraților. Vă aduc aminte că atunci când Lot s-a întâlnit pe cale cu Dumnezeu și Dumnezeu i-a spus că va pierde cetățile Sodomei și Gomorei pentru păcate și nelegiuirile cetățenilor ei, a spus: Doamne, dar dacă vor fi 50 drepți, vei mai pierde cetățile? Și a spus: nu. Nici dacă ar fi 40, nu. Nici 30, vedeți ce înseamnă să te târguiești cu Dumnezeu? Acum se numește negociere, mediere la tribunale. Și totuși uitați care bază în Vechiul Testament. Și până la urmă a ajuns să-L întrebe pe Dumnezeu: dar dacă vor fi 10? Vedeți cât de mult iubea Lot pe frații săi din cetate. Doamne, dacă din ăștia sunt 10, vei mai distruge cetatea? Nu. Nici dacă vor fi 5, nu voi distruge. Dar nu sunt. E bine, noi dacă ne numărăm, a zis că suntem aproape 70, da, zic mult. Poate cine ne aude acum și nu vede, o să creadă că e biserica plină. Nu, fraților. Suntem ceva mai mult de 20, ca să fim așa, puțin în negocierea, în marja de eroare a lui Lot. Că poate unul, doi să mai răstic, să-l gândesc. Noi uitați cât suntem. Deci suntem peste 10, înseamnă că suntem. Înseamnă că cetatea nu va pieri. Mamaia merge cu imnurile ei, nu le interesează. Să dea Dumnezeu soare, să aibă de câștigat toți, că poate la toamnă, când se va trage linie, se vor pocăi mulți când vor vedea că le-a mers bine. Și o să spună: mă, dacă mie mi-a mers bine, poate să le meargă și celorlalți. Niciodată nu se știe cum cheamă Dumnezeu oamenii la sine. Ei bine, revenind, îngăduință ne cere astăzi Mântuitorul de pe cruce. Îngăduință
înțelegere și ne cere să fim ca Tatăl Său, care trimite ploaie și peste cei buni și peste cei răi, și trimite bunătățile sale și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Nu trebuie să fim noi judecătorul celuilalt. Noi să vedem în oglinda noastră ce facem noi. Pentru că dacă ne vom îngriji de noi, nu este un act egoist, ci este un act realist. De ce să mă intereseze pe mine ce face altul? Trebuie să mă intereseze în primul rând de mine, pentru că altul acela de lângă mine poate că va avea vreodată nevoie de mine și o să mă întrebe, bă, tată, dar cum ai făcut tu de ai ratat câteva întâi mai urmă? Acum mă dăjduiesc ca nebunul să trăiesc mult, să mai prind câțiva ani, să vă mai vorbesc despre întâi mai în săptămâna patimilor. Așa e mintea noastră, totdeauna cere mai mulți. Deci, dacă și Lot a avut curaj, ne-a dat și nouă curaj, că de, suntem după înviere, după învierea de acum 2000 de ani. Ei, și gândindu-mă la lucrul acesta, cu siguranță că anii următori se vor desfășura altfel. Dacă cineva mă aude acum, o să-și aduc aminte peste un timp, bă, dar ia să mă duc eu la părintele ăla și să-l surprind, eu să-i spun, bă, părinte, mă, ca știi că în 2013 a căzut Paștele pe 5 mai și eu am fost, uite așa, în vama veche, una alta. Și atunci o să zic, tată, vin, o să te pup că ai venit și pe aici. Și o să-i zic, e, să știi că acum tu ești cu altă categorie. Nu, tată, trebuie să fim realiști și să iubim pe oameni cum ne iubește Dumnezeu pe noi. Dar credeți că noi, dacă am stat aici, departe de fumul grătarelor, pe românește spunând așa și vă spun pe românește, suntem mai greji? Nu, ni se pare nouă. Ni se pare nouă, vă spun sigur. Trebuie să ne asumăm faptul că noi, dacă am putut să facem ce am făcut până acum, înseamnă că ne-a dat Dumnezeu putere să facem lucrul acesta. M-aș bucura ca măcar ziua de mâine, fiind Vinerea Mare, să fie una ținută de noi fără să mai comparăm. Și vă mai spun eu un mic secret la care mă gândesc de ieri încoace. Cred că vinerea aceasta va fi vinerea cel mai mult ținută cu post de către români. De ce? Pentru că nu o să mai poată mânca nimic după grătare. Acum nu se vede că vă blestem. Nu! Este un lucru normal. Pentru că omul care s-a chistuit atâta și a băut atâta, vă imaginați, nu mai trebuie nimic. Când pui mâna pe cineva, numai așa și nu mă atinge. Nu mă atinge. Mâine va fi ziua de post ținută de tot românul. Vă spun eu, așa să-mi ajute Dumnezeu. Și atunci, de ce n-am avut noi răbdare două zile? De miercuri până vineri să vedem că, de fapt, Dumnezeu lucrează. Câți cu dureri de cap nu se roagă, Doamne, Doamne, dacă ajung până duminică, vin la biserică. Vă imaginați că e o realitate, așa o văd eu, Doamne ferește, așa o văd eu. Vă imaginați că în spatele acestei năzdrăvăniri, pe care lumea a judecat-o într-un fel și într-altul, Dumnezeu stă. Dumnezeu stă, cu siguranță că stă și ne arată că sunt rugăciuni și rugăciuni. Rugăciuni făcute așa după psaltire și rugăciuni făcute după situație. Mai ales rugăciuni după beție. Să știți că se zice în popor că există și un Dumnezeu al bețivilor. Probabil că la asta se referă printre altele. Acum, bineînțeles că nu o luăm în partea elaltă să așteptăm neapărat grătare ca să putem să ne rugăm. Dar v-am dat așa o portiță deschisă către lume. Pentru că Dumnezeu astăzi se roagă pentru cei cărora le-a îngăduit să fie aleși din lume. Acum să știți că alegerea din lume este făcută cu fiecare în parte. Să nu credem că a fi aleși din lume nu înseamnă altceva decât a fi botezați în credința noastră. Suntem aleși din lume. Prin cristelniță și din apa botezului am fost luați din lume. Să nu ne amăgim să spunem, lasă că o să vină o vreme în care o să ne pocăim. Nu, vremea este acum. Ne-a dat Dumnezeu așa timp foarte scurt de la una la alta și îmi place să plecăm în seara aceasta de lângă crucea Mântuitorului cu dragostea Mântuitorului, cu care să știți că ne privește de dincolo de cruce. Pentru că Mântuitorul ne privește după înviere. Fiecare cuvânt al Scripturii, să știți că este scris după înviere. De ce? Pentru că până la înviere nu s-a scris Noul Testament. Fiecare cuvințel de acolo
are în spate lumina învierii, așa cum are o icoană bizantină lumina din interior către exterior, așa luminează fiecare cuvânt din Sfânta Scriptură, din interior, prin înviere, către noi. Și mi-aduc aminte de Părintele Arsenie, cum o făceam și dimineață. Apoi, Tată, dacă scos pe cineva din apă, încep să-l mustri că e ud. Cu siguranță că asta vrea de la Dumnezeu, de la noi Dumnezeu. Ne vrea să ne vedem pe noi înșine prima dată și apoi să mângâiem cu privirea și pe ceilalți. Să spălăm imaginea, așa cum am spus, să o așezăm la o parte, cum se aștepta ca și fiii să-și acopere păcatele părinților. Să nu spună ce li s-a întâmplat sau cum a fost, ci pur și simplu din toată atitudinea să rămână aceea. E tata. Și atât. Dacă am face toți așa, ce bine ar fi. Pentru că Mântuitorul ne învață astăzi, Doamne, dacă este cu putință să treacă paharul acesta, dar nu precum eu voiesc, ci precum Tu voiești. Să ne rânduiască Dumnezeu ca în drumul către casă, să ne uităm cu alți ochi la cei care vin din altă parte decât noi. Să știți că, indiferent de unde vin, tot acolo se duc. Unde ne ducem și noi. Și atunci, chiar dacă au alte cărări, ajung tot la Dumnezeu. Dumnezeu ne așteaptă pe toți. Și atunci de ce să mă uit eu la fratele meu cu care poate o să mă întâlnesc dincolo și ce o să-i spun? Că te-am văzut în cutare situație sau cutare? Nu, să-l acopăr de acum, dacă mă întreabă ceva să-i dau un răspuns și să știu că așa cum îl așteaptă Dumnezeu, sunt și eu dator să-l aștept. Ne ajută Dumnezeu să ne vedem unii pe alții, să vedem și pe ceilalți și Mântuitorul răstignit să învieze cu bucuria că atâta vreme cât el a stat în pământ să dezlege păcatele, noi am stat pe pământ să-i dezlegăm pe ceilalți de păcate. Așa să ne ajute Bunul.